Bună ziua, doamna senatoare Caterina Andronescu este invitata a celei mai recente ediții a interviurilor video pe SNews.ro. Bună ziua, doamna Andronescu, bine Bună ați ziua! revenit în studioul nostru. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă onorează că m-ați invitat și mă bucur că sunt cu dumneavoastră în aceste momente. Au fost câteva zile de-a dreptul tensionate pe scena politică românească. Am văzut că președintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul de revocare a Laurei Codruța Kövesi din fruntea DNA. De ce credeți că i-a luat așa mult timp președintelui să facă acest pas? 32 de zile. Pe mine vă mărturisesc că m-a întristat faptul că atât de mult timp am vorbit despre acest subiect, în timp ce în țară sunt alte probleme, cum ar fi, de exemplu, inundațiile. Inundațiile au afectat o bună parte a populației și din Moldova, și din Transilvania, și din zona Munteniei și a Banatului. Poate că ar fi fost mai necesar să vorbim despre aceste lucruri și să vedem cum putem să-i ajutăm pe oamenii care se află în dificultate. Oricum s-a încheiat subiectul și eu sper să ne revenim la lucrurile care chiar interesează pe români și care sunt foarte importante și pentru fiecare dintre noi. Decizia președintelui a venit imediat după ce domnul Liviu Dragnea a susținut că urmează suspendarea acestuia, că va discuta suspendarea acestuia. A fost cumva președintele Klaus Iohannis speriat de această idee care urma să fie suspendat Eu și mai credeți că de degrabă asta a luat această decizie mai Mai degrabă? degrabă v-aș spune ce-mi doresc eu pentru președintele țării mele, să nu fie niciodată speriat de nimic, pentru că are o responsabilitate uriașă și, sigur, are responsabilitate față de toți românii, indiferent că l-au votat sau nu l-au votat. Dar, personal, nu cred că a fost speriat, dar eu am apreciat tot timpul și am spus de multe ori public. Am fost convinsă de la început că președintele va respecta Constituția. Pe ce mă bazez când am făcut această afirmație, acum oricum faptul este consumat, să spunem, m-am bazat pe faptul că președintele, într-unul din discursurile domniei sale, imediat ce s-a cerut revocarea, a spus că nu va încălca Constituția. Și cred că și-a ținut cuvântul. Cum vi s-a părut discursul doamnei Kövesi după plecarea de la DNA? Acum, sigur că pot să gândesc prin prisma experienței personale, că ajungi într-o funcție, te străduiești ca în funcția respectivă să îndeplinești obiectivele pe care le ai și vine un moment când, în mod firesc, și așa cred că ar trebui să tratăm, în mod firesc, te duci în altă parte, lucrezi în altă parte. Nu cred că este aceasta o catastrofă. De 3 ori am depus jurământul de ministru și tot de 3 ori am plecat de la minister și n-am luat-o ca pe o nenorocire care mi se întâmplă mie și mi-am văzut în continuare de profesia mea și de viața mea. De aceea cred că asemenea lucruri care sunt prevăzute de lege și de legea supremă trebuie luate ca atare, adică cu oarecare detașare, pentru că viața nu se termină în momentul acela și nici profesia nu se încheie cu trecerea dintr-o funcție în alta. Deci, mai degrabă, am văzut-o pe doamna Chioveși amărâtă. Amărăciunea face parte din sentimentele omenești pentru momentul în care pleci spre o altă opțiune, să spunem, dar nu cred și de aceea încurajarea mea este că nu e cazul să fie amărâtă, viața continuă. Vă așteptați oarecum să-și recunoască vina, să spun așa, pentru ceea ce. Acum, eu asta am spus și colegilor și spun de fiecare dată și public. Dacă legile justiției, așa cum sunt ele acum în vigoare, au fost adoptate prin angajarea răspunderii guvernului, deci fără o dezbatere, nici dezbatere publică, nici dezbatere parlamentară, în mod categoric n-aveau cum să fie perfecte. Și ca urmare, ele au permis și abuzuri. Oricine este abuzat este o nenorocire și pentru persoana aceea, dar și pentru morală. În mod normal, nu avem voie să abuzăm oamenii. Este un percept cât se poate de corect, după părerea mea, și de care trebuie să ținem seama. Dacă aceste legi corectează acele aspecte care țin de clarificarea cadrului legislativ în așa fel încât cei care încalcă legea să fie pedepsiți, dar abuzurile să nu mai fie permise, cred că este direcția pe care noi ar trebui să mergem și fiecare român ar trebui să și-o dorească, pentru că nimeni nu stă în firea noastră să-i protejăm pe cei care
fac rău țării, să spunem, sau produc încălcări ale legii. Pentru că, până la urmă, legea este un reper. La ea te referi atunci când mergi mai departe. Dacă ea nu permite abuzuri, atunci ea creează o normă de comportament în societate și ea trebuie respectată de oricine. Revenind la ideea suspendării președintelui Klaus Iohannis, credeți că mai există în acest moment vreun motiv pentru care actualul președinte ar trebui să fie suspendat din funcție? Dacă ne uităm la istoria relativ recentă, să spunem, PSD-ul de încă două ori a mers pe această procedură în cazul președintelui, fostului președinte. Nu ne-a dus nimic bun. Ca urmare, eu cred că să procedăm și acum la suspendarea președintelui nu cred că ne aduce nouă vreun beneficiu sau aduce societății vreun beneficiu. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi, în toate actele pe care, la care participăm, trebuie să așezăm întâi țara și pe urmă să ne așezăm pe noi. Aduce vreun beneficiu țării suspendarea președintelui? Mai e puțin și intrăm în campania electorală pentru alegerile prezidențiale. Deci eu cred că nici țara nu are de câștigat, nici PSD-ul nu are de câștigat și atunci de ce să abordăm un asemenea eveniment? Dar ar fi în momentul acesta vreun motiv? Nu, părerea mea este că nu este un motiv. Președintele sau nu este un motiv pe care eu să-l cunosc. Președintele, în legătură cu suspendarea doamnei Chiuveși, a respectat Constituția. Dacă nu o respecta, probabil că apăreau, nu probabil, ci sigur apăreau semne de întrebare. Nimeni nu este deasupra legii, nici chiar președintele. Ca urmare, nu văd acum un alt motiv. Vă întreb lucrul acesta pentru că aseară am văzut că domnul Liviu Dragnea, la un post de televiziune, a spus că 100% merge pe această idee, va merge în continuare pe ideea suspendării. Eu nu am văzut emisiunea cu domnul Dragnea, dar oricum, ceea ce spun cu neuronii pe care mi-a dat Dumnezeu și pot să judec și eu cum este mai bine și cum este mai puțin bine. De aceea, în continuare, o să insist că ar fi o greșeală să procedăm la suspendarea președintelui în acest moment. Domnul Liviu Dragnea a fost condamnat luna trecută la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive. Acum vă întreb, cum se împacă partidul cu această idee? Cum se împacă PSD cu această idee? Nu știu dacă putem să vorbim de faptul că partidul se împacă sau nu se împacă cu această idee. Liderul partidului. Nimeni nu aplaudă și nimeni nu se poate bucura pentru o asemenea situație în care se află domnul Dragnea. Eu am exprimat public, înainte de a se lua decizia în Comitetul Executiv, că poate era bine ca domnul Dragnea, cu înțelepciune, să așeze întâi situația țării și apoi a partidului și a domniei sale. Cred în continuare că se află într-o perioadă foarte tristă și tensionată a vieții domniei sale. Pentru că nu este ușor să porți această apăsare, n-are cum să fie altfel, și să încerci să mergi ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Sper să nu-l afecteze în modul în care ia deciziile și în modul în care conduce partidul mai departe. Ar trebui să fi făcut un pas înapoi după această decizie și mă refer aici chiar la o demisie. Nu știu dacă demisia era lucrul cel mai potrivit, dar cred că un pas în lateral ar fi trebuit să-l facă, pentru că și nu spun, cum să vă spun, ca și când mi-e indiferent ce îi se întâmplă. Nu, o spun judecând rațional situația în care este și domnia sa, este în primul rând domnia sa, partidul în al doilea rând, să spunem, în plan secund. Cum arată Partidul Social Democrat acum, după această decizie? S-a schimbat ceva după decizia domnului Liviu Dragnea? Nu cred că s-a schimbat nimic. Care au fost reacțiile în partid? Dacă mă uit la ceea ce am făcut în Parlament, în Senat sau în Camera Deputaților, lucrurile au mers mai departe. Oamenii sunt cei care dau stabilitate partidului și eu cred că sunt oameni și profesioniști și cei care își văd de jobul lor până la capăt. Care mai este relația cu ALDE, formațiunea politică condusă de domnul Tăriceanu? Relația cu ALDE menține alianța. Ca urmare, ne asigură într-un fel majoritatea și în Senat și în Camera Deputaților. Nu știu să fie relații tensionate, cred însă că
Se apropie anul cu alegerile prezidențiale, anul 2019, și cred că fiecare lider încearcă să-și maximizeze șansa. Și aici, sigur că par, poate din afară, obiectivele ușor diferite, de o parte și de partea cealaltă. Vă referiți aici la faptul că ALDE a susținut că va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale? Da, și că PSD-ul trebuie să aibă un partid, cel mai mare partid va avea un candidat propriu, cred eu. Care va fi candidatul? E greu să facem acum un portret al candidatului, cred însă că în momentul în care se ia decizia, o să fac o analiză și să mergem înainte cu cel care are cele mai multe șanse din toate punctele de vedere. Dar care este profilul, să spun așa? Cum ar trebui să fie viitorul candidat al PSD la alegeri? În mintea mea. Da, sigur. Poate că poate nu întrunesc punctele de vedere. Să fie un profesionist, să fie un om care să aibă o imagine bună în societate, să poată câștiga în plus încrederea oamenilor, adică să aibă o anumită încredere a oamenilor și să poată câștiga în campanie în plus și oricum să obțină mai multe voturi chiar decât obține PSD-ul într-o sesiune parlamentară, într-o campanie de alegeri parlamentare. Mai multe voci au răspândit în spațiul media ideea că dumneavoastră chiar ați putea fi un candidat al PSD-ului la prezidențiale. Nu am auzit aceste voci, așa că prefer să nu le comentez. Nu s-au purtat discuții pe această temă? Acum mă puneți la colț, ceea ce trebuie să tot dumneavoastră să mă ajutați să ies. Nu, nu, e prea devreme, cred, să discutăm acest subiect. Am văzut că ați fost prezentă la evenimentul de prezentare a agendei Pro-România. Care a fost motivul pentru care ați dorit să luați parte la acest eveniment? Știm că domnul Ponta nu e un prieten chiar, nu e chiar prieten cu domnul Liviu Dragnea. Deci, domnul Ponta a fost președintele acestui partid. Aproape toți din cei pe care i-am văzut acolo au fost membri PSD. Nu putem să ne urâm într-atât încât să nu putem să răspundem unor invitații, dacă ele ni se fac, ceea ce a fost fără îndoială și cazul meu. Până la urmă, eu i-am spus și domnului Ponta și pledez și astăzi public pentru unitatea stângii. Eu nu cred că trebuie să fragmentăm și stânga, de care România chiar are nevoie. Și spun asta cu toată convingerea. Trebuie să fragmentăm și stânga, așa cum, iată, s-a fragmentat dreapta. Dacă vă uitați în dreapta spectrului politic, e foarte greu să găsiți o formulă pentru care să aveți siguranța că țara merge mai departe cu acea guvernare. Și acesta a fost motivul. Domnul Ponta m-a invitat, a fost președintele partidului nostru, a fost candidatul nostru la alegerile prezidențiale din 2014. Cum să spun eu că oamenii aceștia nu-i mai cunosc? Am fost colegi, ne-am bătut în campanii împreună pentru a câștiga cât mai multe voturi. De aceea, nu numai în interiorul stângii, eu pledez în general pentru un echilibru în societate. Vedeți dumneavoastră, societatea este astăzi dezbinată, cum probabil n-a mai fost din anii 90. Ce ne aduce bună această dezbinare? Pe cine ajută? Pe niciunul dintre actorii politici în niciun caz nu le aduce avantaje de o parte sau de alta. Și de ce să nu înțelegem că până la urmă democratic este ca în alegeri să încercăm să obținem cât mai multe voturi și acele voturi să ne legitimeze? Pentru că eu spun mereu, puterea are majoritatea, avem peste 50% din voturi, dar și opoziția are puterea ei, pentru că și opoziția are aproape sau 40 și ceva la sută din voturi. Nu le putem ignora. În dezbaterile parlamentare aceste lucruri trebuie să fie în consens realizate. Pentru că altfel pleacă PSD-ul de la guvernare, vine altă guvernare, anulează toată legislația și o luăm de la capăt mereu de la zero. Cine are de câștigat? România? În niciun caz nu. De aceea pledez pentru dialogul politic între putere și opoziție, pledez pentru coeziunea forțelor politice, pentru că în felul acesta ele dau stabilitate și siguranță țării și țara este privită de cei din exterior așa cum noi ne purtăm în interior. Și ca urmare, de aceea pledoaria mea este sinceră și perseverentă, aș spune.
Cum a fost văzută prezența dumneavoastră la acest eveniment în interiorul PSD? Cum au reacționat socialdemocrații? N-aș putea să nu fiu foarte sinceră cu dumneavoastră și să vă spun că au fost consecințe. În sensul că a apărut la un moment dat un mesaj să fiu scoasă de pe grupurile de WhatsApp, să fiu scoasă dintre comunicatorii partidului, ceea ce pentru mine a fost, fără îndoială, o surpriză extrem de neplăcută, pentru că eu sunt în acest partid din 1996, deci astăzi sunt 22 de ani în care am avut oarecare consecvență și întotdeauna am apărat valorile stângii. De aceea, o asemenea abordare n-am înțeles-o, dar fără îndoială că nici n-am cerut cuiva vreo explicație. Dacă așa au considerat, da, foarte bine. Domnul Liviu Dragnea nu a purtat o discuție cu dumneavoastră? Nu. După nu, acest, nu, nu v-a contactat? Nu, sau? Nu, nu. Nu, din păcate n-am mai avut un dialog cu domnul președinte Dragnea de la congresul din martie. De ce? Pentru că eu nu m-am dus să-i cer niciodată nimic, nici acum n-am de gând să fac acest lucru și dacă a considerat că aceasta este raportarea față de mine, foarte bine, eu accept. Știu că a apărut această informație tot vehiculată în spațiu media. Vă duceți, nu vă duceți la Pro-România? V-ați gândit la un transfer, să spun refac, așa? Reiau discuția în aceste momente. Cred în coagularea stângii, nu în divizarea ei. Ca urmare, sper în momentul în care toți cei care au împărtășesc valorile de stânga să se afle în același loc. Deci nu v-ați gândit la o înscriere în Pro-România? V-am spus. Să-l limpezim lucrurile. V-am spus că sper ca ei să vină înapoi în PSD. Ce relație aveți acum cu domnul Victor Ponta? Una foarte bună, așa cum am cu toată lumea. Eu cred că datorez meseriei de dascăl o ușurință în comunicare. N-am o problemă să comunic cu oricine. Fie că este vorba de cineva din opoziție, fie că e vorba de cineva de la putere. Pentru că prin meseria mea eu trebuie să comunic cu toți studenții pe care i-am în sala de curs și care uneori sunt peste 100, 150 într-o serie și ca urmare nu am cum să aleg pe unul sau altul, să separ cumva orientările mele, nu. Mă adresez tuturor și îmi doresc ca să comunic cu fiecare pentru a-mi putea transmite mesajul. La curs e un mesaj științific, așa, în public e un mesaj, hai să spunem, politic sau de abordare publică. Și că tot am ajuns în acest punct, dumneavoastră ați fost ministru al educației. Cum arată sistemul educațional astăzi, 2018? E foarte greu de spus în câteva minute. Vedeți, dumneavoastră, sistemul de educație trebuie să fie, dacă se poate, cu câțiva pași înaintea societății. El este motorul pentru societate, pentru că ceea ce înveți astăzi în școală folosești în toată viața ta profesională, 40 plus ani de exercițiu într-o anumită profesie. Ți se schimbă jobul. Acum schimbările acestea sunt determinate mai ales de tehnologie. Ele sunt și de o amplitudine și de o frecvență fără precedent. Ca urmare, școala își schimbă și ea misiunea. Dacă până acum, să spunem, școala trebuia să, în școală trebuie să acumulezi cunoaștere ca să o poți aplica apoi în profesie, acum cred că școala are o misiune mult mai complicată decât în urmă cu câțiva ani. În sensul că școala trebuie să îl crească pe cel școlit, pe cel aflat în bănci, un om capabil de schimbarea din viața lui, să accepte schimbarea și să se... să nu o ia ca pe o nenorocire în viața ei, în viața lui, să o ia ca pe o chestiune care trebuie să o rezolve. Au dispărut nenumărate joburi. Sigur, în următorii ani sau zeci de ani vor dispărea alte joburi. Ce face un tânăr sau mai puțin tânăr când i-a dispărut jobul? Trebuie să fie pregătit, să o ia de la început, să se pregătească în altă meserie și să meargă mai departe, să-și ducă viața și profesia, fără îndoială. De aceea, școala are pe de o parte această misiune extraordinară de a-l crește pe elev sau pe tânăr capabil să se adapteze la schimbare, trebuie să-i dea în același timp
achizițiile culturale care să-l determine să înțeleagă lumea și să-și găsească rolul lui și locul lui în societatea în care trăiește. Și sigur, trebuie să-i dea și să-i formeze competențele, să-i crească abilitățile, aptitudinile, atitudinile care să-l facă un cetățean capabil să se descurce singur în societate. De ce România lipsă de profesioniști? Din păcate, nu pot să spun răspicat nu duce lipsă. De ce? România trece printr-o perioadă extrem de delicată a istoriei ei. Și mă refer la cifra demografică și la încercarea de a explica de ce am ajuns aici. Au plecat foarte mulți români în afara granițelor țării. Și sunt mulți tineri. Peste 4 milioane. Cei mai mulți sunt tineri. De aceea, cifra noastră demografică acum este de două ori mai mică decât a Germaniei, care știm ce măsuri a luat ca să corecteze situația pe care o are. Au plecat cei tineri și, de regulă, au plecat cei mai bine pregătiți dintre tineri. Și de aici suferințele pe care țara le are. Eu îmi doresc din tot sufletul și asta le spun în fiecare moment potrivit studenților mei, să înțeleagă că aici sunt rădăcinile noastre. Aici s-au născut părinților, bunicilor, străbunicilor și așa mai departe. Și poate n-aș vrea să o luați ca o abordare oarecum derizorie a patriotismului, dar nu se poate să nu ne iubim țara aceasta. De ce spun acest lucru? Pentru că e o țară care a fost binecuvântată de Dumnezeu, și munți și mare, și ape și câmpii, de toate ne-a dat Dumnezeu. Trebuie numai să ne organizăm puțin ca aceste lucruri pe care ni le-a dat Dumnezeu și resursele materiale ale României sunt de departe, deasupra multora din țările în care se duc tinerii noștri. De ce să nu le folosim aici? De ce să nu fie în beneficiul lor? De aceea sper ca în următoarea perioadă de timp să se întoarcă în țară mai mulți dintre cei care au plecat. E greu să le cer lucrul acesta pentru că mulți au făcut un rost acolo. Dar poate cei care n-au reușit încă să-și facă rost să se întoarcă în țară, pentru că sigur aici își pot găsi calea spre ceea ce își doresc ei în viață pentru ei și pentru familiile lor. Pentru mine a fost extraordinar de trist pentru că vara trecută am fost într-o vizită de schimb cu președintele Comisiei de Învățământ din Senatul Spaniei, și am aflat că sunt 100.000 de copii români care învață în școlile din Spania, 100.000, o cifră uriașă, și din cei 100.000 doar 7.000 mai învață limba română, ceea ce fără îndoială este o foarte mare tristețe pentru noi. Nu sunt de condamnat, pentru că dacă s-au hotărât să rămână acolo, limba română nu le mai folosește și atunci evident că nu există motivația aceasta învățării limbii române, dar rămâne o tristețe uriașă pentru cei care au făcut această țară ceea ce este aici, pentru că țara aceasta este ceea ce este, pentru că a avut generații de oameni care s-au bătut până și-au dat viața pentru țară, s-au bătut ca unirea să o sărbătorim astăzi după 100 de ani și au încercat să scoată țara în lume, ca România să fie respectată de toți cei care se uită la această țară frumoasă pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Ce ar trebui să facă România să-i întoarcă acasă pe cei tineri? La un moment dat am și vorbit la Ministerul Muncii, de exemplu, pentru că sunt foarte multe firme care se plâng de forța de muncă. Și atunci cred că ar trebui făcut un site, în primul rând un site național, care să poată fi accesat din exterior, ca cei care doresc să se întoarcă să-și caute și să-și angajeze jobul, să spunem, înainte de a se întoarce. Să aibă o siguranță că dacă se întorc, au unde să muncească și în ce meserie s-au pregătit. Cred că asta este una dintre formule. Nu este singura. Ministerul de Externe are un departament pentru românii din afara granițelor țării. Cred că acest departament, prin proiectele pe care le dezvoltă, ar trebui să facă cunoscute intențiile țării de a întoarce înapoi și să fie cunoscute și soluțiile pe care România le oferă românilor din afara granițelor țării.
Acum, revenind la sistemul de educație, care sunt românesc? Care sunt cele mai mari goluri din învățământul românesc? Sunt foarte multe. De exemplu, în acest moment ar trebui să avem clarificată tot curriculumul, cum îl numim noi, adică planul de învățământ, distribuția numărului de ore pe discipline și apoi programele analitice ale disciplinelor care reflectă conținutul cunoștințelor pe care îl transmitem către cei aflați în clasă. Să spunem, până la sfârșitul gimnaziului, lucrul acesta s-a realizat. Din păcate, în loc să selecționăm programele prin ce au ele esențial și să nu încărcăm excesiv, modificările din curriculum au adus un număr mai mare de ore, de la 25 numărul de ore a crescut la 30 de ore pentru gimnaziu, foarte mult. Pentru un copil între 11 și 14 ani e foarte mult. Și aștept acum ca programele de liceu să se finalizeze. În ceea ce privește liceele, cred că este absolut obligatorie reformarea liceelor tehnologice. Pregătirea aceasta practică nu o facem numai prin învățământul superior, fără îndoială. Există școlile profesionale în forma lor duală, acum din 2012 încoace, dar nu este suficientă școala profesională și nici ea nu va avea succes chiar și în forma aceasta, în care există ofertă de locuri de practică, dacă nu vor exista și locuri de muncă pentru cei care termină școala. Nivelul următor este nivelul de tehnician pe care îl asigură liceul tehnologic. Din păcate, în acest moment, liceele tehnologice nu sunt racordate la cerințele pieței pe specializările pe care piața le cere. Deci aceasta este așteptarea mea în legătură cu învățământul liceal. Următoarea treaptă este, să spunem, de tehnician superior, cum ar veni, ce se realizează prin școala post-liceală. Deci aici, cred că în acest moment, atenția trebuie să se îndrepte în mai mare măsură. Dacă vorbim de învățământul superior, cred că este absolut necesară regândirea formării profesorilor. Noi așteptăm performanțe de la învățământ, dar dacă nu avem profesori performanți, nu avem cum să așteptăm performanță de la elevi. Ei reprezintă produsul școlii. Școala înseamnă profesor și, sigur, manual și casă, dar, în primul rând, profesorul trebuie să fie pregătit și susținut. În legătură cu formarea profesorilor, la ultima conferință națională a rectorilor, ministrul a anunțat că are în vedere regândirea formării profesorilor. Este, de asemenea, după părerea mea, de foarte mare urgență pentru sistemul de învățământ. Restul universităților au autonomie universitară, sunt obligate să-și adapteze programele de învățământ la ceea ce cere piața muncii și la ceea ce se întâmplă în tehnologiile, nu numai cele de azi, și direcția în care iau tehnologiile de mâine. Cum vi se pare activitatea desfășurată până în acest moment de către actualul ministru al educației, domnul Popa? Nu vreau să comentez lucrul acesta pentru că este profesor ca și mine, fiecare când ajunge acolo face cât poate și ce poate. A făcut ce a putut până acum? Cred că da. Sper că da. Noi am făcut o analiză. Doamna Andronescu, eu vă mulțumesc Și eu pentru vă mulțumesc prezența în foarte mult. studioul nostru și vă mai așteptăm, ca de obicei, cu dragă inimă pe la noi. Vă mulțumesc foarte mult și Mulțumim. dumneavoastră că ați fost cu noi.